Spuneți cu mine, Hristos în voi, nădejdea slavei. Încă o dată, Hristos în voi, nădejdea slavei. M-am tot întrebat de ce nădejdea slavei. O nădejde totdeauna se ancorează în lucruri care nu se văd, în lucruri care stau înaintea noastră, dar la care încă n-am ajuns. Observați, acest Hristos în voi, nădejdea slavei, definește un drum. Și cele două fete au stat înaintea noastră vorbindu-ne despre faptul că au intrat pe drumul cel bun. Dar pe drumul cel bun trebuie să rămâi până la moarte, ca să te bucuri de slava pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine, pentru noi. Dați-mi voie să citesc doar câteva versete din Coloseni, capitolul 1, începând cu versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsesc sau ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperit acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestei între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Taina pe care Dumnezeu a ținut-o ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită sfinților apostoli, este tocmai aceasta, Hristos în voi, nădejdea slavei. Dacă răsfăiți Biblia cu mine, vedeți că Dumnezeu ne-a creat din slavă pentru slavă, din El pentru El. Cu alte cuvinte, chipul lui Dumnezeu săpat în fibra ființei noastre ne-a pregătit pentru slavă, pentru că ne-a rupt din sine ca să ne întâlnim, să ne întoarcem împreună în părtășie cu El. A urmat în schimb căderea, nu trebuie să răsfăiești prea mult Biblia să vezi că păcatul a înstrăinat pe om de Dumnezeu, omul a fost alungat din prezența lui Dumnezeu, gol din toate punctele de vedere, dar cea mai dureroasă goliciune este această golire de slavă, golirea de prezența lui Dumnezeu. Rezultatul îl vedem în noi și îl vedem în jurul nostru. Morți în greșelile și în firea noastră pământească, netăiate împrejur, fii ai neascultării, amenințați de mânia lui Dumnezeu care se descoperă din cer. Dacă vă uitați toate fibrele societății, veți vedea ce înseamnă să fii lipsit de slavă, soții nesupuse, soți neiubitori, copii neascultători, părinți dezinteresați de propriilor prunci, îi parcăm la creșe, la școli duminecale, le punem cheia după gât, pentru ce? Să mai adunăm un pumn de deșertăciune, rob răzvrătiți, stăpâni egoiști și avari. Poate cel mai limpede portret al omului lipsit de slavă îl zugrăvește Pavel în Roman, capitolul 1, începând cu versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns goliți de slavă. Dar textul spune, plin de orice fel nelegiuire. Noi suntem un vas. Nu-l poți goli de ceva fără să-l umpli cu altceva. Plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Spuneți-mi, doriți un portret mai clar cu privire la ce înseamnă să fii lipsit de slavă, înstrăinat de Dumnezeu? După cum este scris, continuă el în capitolul 3, versetul 10, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Un om neprihănit este unul pe dos,
de ceea ce am citit în Roman, capitolul 1. Dar lucrul acesta nu este posibil, pentru că nu poți trăi așa, fără să te umpli de cunoștința voiei Lui, cum ne-a spus Dana, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și cunoștința voiei Lui vine în noi prin nemărginita Lui putere, prin Duhul Lui Dumnezeu, care ne dă libertatea și puterea dezbrăcării de omul vechi și a îmbrăcării cu omul nou. În ciuda înstrăinării noastre de Dumnezeu, n-am putut să scoatem din noi în întregime acest chip al lui Dumnezeu. Da, este strivit, este ciobit în noi, dar golul a rămas acolo. Tânjim după relația cu Dumnezeu, tânjim după slava pierdută. Poate că un titlu care ni s-ar potrivi tuturor în ziua de astăzi este căutători nu de perle, ci de slavă. Unii o căutăm cerșind un strop de apreciere de la alții. Și din pricina asta facem tot ce ne stă în putință ca să primim un mulțumesc frumos de la semenii noștri. Alții înșelăm pentru a obține ceea ce ne dorim, slava. Înșelăm purtând măști și încercând să părem în fața altora ceea ce de fapt nu suntem. Și foarte interesant, cât de adânc în noi este săpată această nevoie. Dați-mi voie să vă duc în istoria Vechiului Testament, lângă un împărat. Era cu un cap mai înalt decât toți cei din neamul lui. Îl știți, este împăratul Saul. La un moment dat, Samuel, prorocul, din partea Domnului, îl trimite să lupte cu amaleciții, să nimicească totul. Paharul nelegiuirilor și-a umplut măsura într-un fel și Dumnezeu a dat verdictul nemicilor lor. Saul se întoarce biruitor de la război și îl întâmpină Samuel. Fii binecuvântat, rostește împăratul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel se oprește o clipă, zice, ce înseamnă beheitul acesta de oi și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Saul a zis lui Samuel, sau Samuel a zis lui Saul, stai să spun ce mi-a zis Domnul azi noapte. Saul, curios, bucuros de biruința lui, zice, vorbește. Și Samuel i-a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să împărățești peste Israel? Pentru ce dar n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce n-ai ascultat și n-ai păzit porunca lui? Am ascultat porunca Domnului, dar poporul? Observați, asta este problema noastră. Noi știm porunca Domnului, mai ales dacă ne-am întors, dacă am citit Biblia, dar trăim în mijlocul oamenilor. Presiunea celor din jur, fetelor, celor care ați mărturisit, este imensă, imensă. Vorbesc cu copiii de clasa 3-a și a 4-a, care sunt la școala de muzică. Dragii mei, cineva spunea, Anca, cred că dimineața, este o luptă feroce. Sunt în stare să sfâșie copiii unii pe alții, mai ales la concursuri și olimpiade. Este atâta frământare, dar lucrul acesta este adevărat peste tot. Deși m-am deschis pentru Domnul, pe de altă parte, poporul, oamenii, colegii, sunt rupt între cele două forțe și Saul a plecat urechea la presiunile poporului. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, Domnul te leapădă și El ca împărat. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele lui, mă temeam de popor și am ascultat glasul. Acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Aproape că mi-aș fi făcut cruce și aș fi zis, în sfârșit, s-a pocăit. Dar dacă vă uitați la ceea ce urmează, atunci când te-ai întors cu spatele spre Domnul și când ești mai interesat de ce spun oamenii și de ce pretind oamenii de la tine, dragii mei, foarte greu să mai faci stânga împrejur. Foarte greu să faci stânga împrejur.
Samuel i-a zis lui Saul, nu mă voi întoarce, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Și-a pornit să plece. Saul a apucat de mantaua, de poala hainei lui și poala hainei lui s-a rupt în mâna lui Saul. Și Samuel i-a zis, așa rupe Dumnezeu împărăția deasupra ta și-o dă unuia mai bun ca tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte, nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău. Ascultați-l pe Saul. Saul a zis iarăși, am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului. Nu pot să cred. Spuneți-mi, ce era mai important pentru el? Masca sau realitatea? Cinstește-mă înaintea bătrânilor. Cum să mă întorc eu înaintea popor fără tine? Ce o să zică despre mine? Ce o să zică despre mine? Când privești la Saul, te regăsești în oglinda lui și pe tine, mă găsesc și pe mine. Dragii mei, după ce am fost goliți, despuiați de slavă, am început să ne punem măști, de un fel sau altul, să cerșim slava fără să ne dăm seama că sunt doar surogate care nu prețuiesc absolut nimic. Indiferent cât ai adunat, rămâi gol, despuiat în realitate. Dar ce însemnează slavă? Hristos în voi, nădejdea slavei. Cum folosește Biblia acest termen? Termenul slavă sau doxa în greacă are cel puțin 9 înțelesuri în Noul Testament. Și dacă vă gândiți ce-a despuiat păcatul de pe noi, luați toate aceste 9 înțelesuri și vedeți cât de mare e golul și lipsa cu care am rămas în urma străinării noastre de Dumnezeu. Splendoare, strălucire, nespusă putere, laudă, onoare, măreție, ființă glorioasă, cer sau loc glorios, mândrie sau motiv de mândrie și laudă. Toate acestea au fost puse în noi de Dumnezeu la creație, atunci când ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Toate acestea la oaltă. Dragii mei, suntem împreună stăpâni cu Dumnezeu. Ne-a pus peste toate lucrările creației Lui. Ne-a dat putere peste orice dobitoc, orice târâtoare. Ne-a făcut coroana creației Lui. Ne-a așezat în vârful piramidei. Să domnim împreună cu El în viață. Toate astea ni l-a furat păcatul. În momentul în care am plecat urechea la șoapta șarpelui, vei fi ca Dumnezeu. Observați, fiind creați după chipul lui Dumnezeu, avem nevoie de această slavă, tânjim după ea. Dar slava lui Dumnezeu se manifestă și s-a manifestat în mod plenar în persoana întrupatului Său Fiu. Și se va manifesta în El din veșnicie până în veșnicie. Dar nu e așa că întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, acel om, după chipul și asemănarea lui, ar fi trebuit să fii tu și ar trebui să fiu eu? El a venit să vedem ce am pierdut. Noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dar până când nu găsești drumul spre slavă, până atunci vei spune împreună cu Sfântul Augustin, neliniștit ne este sufletul, până ce se va odihni în tine. Dragii mei, nu toate drumurile duc spre Dumnezeu. Nu toate drumurile duc spre slavă. De aceea, întrebarea rămâne, care-i drumul care vine să mă ducă spre acele realități care o să umple golul imens pe care l-a lăsat păcatul în noi? Ascultați încă o dată versetele 26-27 din capitolul 1 din Coloseni. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Ăsta e singurul drum. Hristos în voi, nădejdea slavei. Sunt două expresii și le-aș lua pe rând. V-aș opri în mod special pe prima parte, Hristos în voi. Până când El nu ajunge să locuiască în mine, să domnească, să stăpânească în mine, până atunci
nu sunt pe drumul cel bun, da, sunt un căutător de slavă, dar mulțumit cu măști, cu surogate, cu perle false, cu lucruri pe care în momentul în care cineva pune mâna își dă seama că sunt făcături de ale noastre. Ce înseamnă Hristos în voi sau Hristos în noi și cum se ajunge la această realitate? Dacă citiți ca și mine epistola lui Pavel către Coloseni cu multă atenție și poate uneori cu creionul și hârtia în mână, veți vedea că Pavel zugrăvește portretul lui Hristos și zugrăvește relația dintre noi și Hristos folosind niște cuvinte mici care în limba română se cheamă prepoziții, nici nu le băgăm în seamă. Sunt atât de mititele încât pur și simplu sărim peste ele. Dar ele au un rol determinant în vorbirea noastră, leagă două părți de vorbire. Determină relația dintre realități și lucruri atunci când ne folosim de ele. Dați-mi voie să le înșir pe cele care le-am găsit în Coloseni. Prin Hristos. Observați, noi prin Hristos putem ajunge undeva, putem moșteni ceva. Sau pentru Hristos, pe Hristos, în Hristos, lui Hristos, a lui Hristos, de Hristos, de la Hristos, împreună cu Hristos, după Hristos. Ce are Pavel cu Hristos de-l înfășoară în toate aceste relații ciudate, determinate de aceste cuvinte mărunte? Dragii mei, prin ele zugrăvește portretul lui Hristos și zugrăvește relația noastră cu El. Și dacă sunteți atenți și vă uitați la felul în care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos, El ne așează într-o sală de expoziție și în fața noastră sunt patru tablouri. Patru tablouri distincte, dar nu rupte unele de altele, ci legate între ele într-un întreg. Practic te invită ca privind aceste tablouri să refaci călătoria vieții tale din moarte spre viață, dintr-o stare despuiat de slavă, la slava pe care Dumnezeu a pregătit-o din veșnicii și a descoperit-o Sfinților Săi Apostoli. Primul tablou. Noi, în fața lui Hristos, scrutători, sfredelitori, întrebători, îndoielnici poate, stăm și ne uităm la El și ne întrebăm, la urma urmei, cine ești? Să te oprești în fața împăratului acestui univers, să-i pui întrebări, înseamnă că ceva lipsește din bunul tău simț. Cu toate acestea, în mod ciudat, Domnul Iisus nu se supără. Domnul Iisus te lasă să-L întorci pe toate fețele, să-I pui toate întrebările care stec prin minte, pentru că El fiind Cel ce este, dragii mei, nu este frică că-L vei pierde printre degete, dar pe măsură ce îți răspunde la întrebările pe care le pui, scena se schimbă. Nu mai stai tu în fața Lui, punându-I întrebări, ci se oprește El în fața ta, așteptând de la tine o decizie și un răspuns. Și în mod ciudat, Dumnezeu ți-a dat libertatea să zici da sau să zici nu. În momentul în care ai zis da, în loc să fiți unul în fața celuilalt, te pomenești alături de Hristos. Alături de Hristos, așa cum mlădița trăiește alături de viță și viața din viță curge prin ea și rodește tot felul de fapte bune, cum se roagă Pavel pentru Coloseni. Dragii mei, când ești alături de Hristos pentru că L-ai primit pe El, te-ai deschis pentru El, toate binecuvântările duhovnicești din locurile cerești sunt ale tale în Hristos. Cu alte cuvinte, viața începe să se umple, surogatele, măștile încep să cadă și încep să te umpli de ceea ce păcatul ți-a furat. În prima instanță, în fața celui de-al treilea tablou, ești bucuros pentru că poți aduna. În sfârșit ai ajuns la izvorul apelor vii, ai ajuns la sursă și la resursă. Dar la un moment dat tresar și te oprești, te întrebi, dar cine este totuși acest Hristos? Și te rușinezi. Și în loc să mergi alături de El, beneficiind de toate lucrările Lui, vâri capul în jug alături de El, declarându-L Domn și Stăpân, singurul care poate hotărî scopul vieții tale și începi să tragi la jug împreună cu El la lărgirea împărăției Lui. Și abia atunci ai găsit drumul bun. Dar lăsați-mi voie să le iau pe rând. Noi, alături de Hristos, scrutători, căutători, poate întrebători,
Oare este adevărat că drumul spre slavă este unul singur? Hristos în noi? Dar cine este El la urma urmelor? Nu trebuie să citești de multe ori epistola către Coloseni, să-L vezi pe Pavel zugrăvind portretul lui Hristos. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate, de toate lucrurile și toate se țin prin El. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți și fără prihană. Ne mirăm oare că Pavel continuă în versetul 28, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez și mă lupt eu după lucrarea puterii tăriei Lui, care lucrează cu tărie în mine. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Ce incredibil portret al lui Hristos! Prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile. Prin El se țin toate lucrurile în ființă. Prin El Dumnezeu Tatăl ne-a răscumpărat și ne-a iertat. Vrășmășia dintre noi și Dumnezeu, sau vrășmășiei dintre noi și Dumnezeu, i s-a pus capăt prin El, prin sângele crucii Lui. Prin El Dumnezeu ne-a dat împărăția și ne redă slava. Prin El e nădejde. Da, numai prin El. Noi ne întoarcem la Dumnezeu prin El, acasă prin El. Nu este altă cale. N-a spus Domnul Iisus însuși, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin El într-o zi voi sta înaintea dreptului judecător, cu capul sus, sfânt și fără prihană. Prin El, prin jertfa Lui, prin sângele crucii Lui, prin El. Ce incredibil portret al Domnului Iisus! În raport cu universul, în raport cu domniile și stăpânirile care ne țineau în robie prin frica morții și pe care le-a dezbrăcat și le-a nimicit pe cruce, în raport cu biserica Lui, El este capul bisericii, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate, dar în raport cu mine, individul, cu tine, oricine ai fi, bogat, sărac, bărbat, femeie, copil, bătrân, până acolo s-a coborât întrupatul Dumnezeu. Îi pasă de tine, îi pasă de mine. Pe măsură ce stau și pun întrebări lui Hristos și El răspunde cu răbdare la întrebările mele, încetişor și pe nesimțite scena se schimbă. În loc să stau eu în fața Lui întrebător, îl văd pe El stând în fața mea, așteptând un răspuns. N-ai nicio șansă să pleci fără să-L dai. Dar ai doar două opțiuni. Și Pavel zugrăvește acest al doilea tablou folosind două cuvinte mititele, pe și în. Poți să-L primești pe Hristos sau poți să respingi pe Hristos. Sau poți să crezi în Hristos sau poți să nu crezi în Hristos. Dar nu poți pleca din fața Lui după ce ai pus toate întrebările fără să dai un răspuns. Și foarte interesant, cele două cuvinte se remuresc una pe cealaltă. A-L primi pe Hristos înseamnă a crede în Hristos. A crede în Hristos înseamnă
a te deschide și a-L primi pe Hristos. L-ai privit, acum te privește El și așteaptă o decizie din partea ta. Și ăsta este cel de-al doilea tablou. Avem toată libertatea. Veniți cu mine în curtea lui Pilat. Pilat, când vede toată meschinăria din sufletul marilor preoți, le pune o întrebare, încearcă să-i strângă la corți. Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristosul? Cum, Pilate, tu poți face ceva cu Iisus? N-ai avea nicio putere asupra mea, spune Domnul Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dat din ceruri. Dar puterea pe care a primit-o Pilat să facă ceva cu Iisus, ai primit-o și tu și am primit-o și eu. Trebuie, poți și trebuie să faci ceva cu El. Și nu poți face decât una din cele două lucruri. Să crezi în El sau să nu crezi în El. Să-L primești pe El sau să nu-L primești pe El. Colosenii L-au primit pe El și au crezut în El. Și ascultați mulțumirea lui Pavel din rugăciunea lui de la început. Mulțumesc lui Dumnezeu Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos, că ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Iisus. Iar capitolul 2, versetul 5, măcar că nu sunt sau sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt între voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Și versetul 6 continuă, astfel, dar după cum l-ați primit pe Hristos, așa să și umblați în El. Așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință în învățăturile care au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Veniți înapoi în fața lui Pilat. Nedumerit dregătorul, după ce l-a întors pe Hristos, pe față și pe dos, cum am făcut-o și noi în primul tablou, îl aduce afară și îl pune pe Baraba lângă și întreabă, pe care dintre cei doi vreți să vi-l slobozesc? Pe Baraba! Ce să fac cu Iisus care se cheamă Hristos? Răstignește-L! Dar ce rău a făcut? Răstignește-L! Ceeași libertate Dumnezeu ți-a dat-o ție și mie din grădina Edenului până la sfârșitul istoriei. Câtă vreme trăim în trup, poți să te deschizi, să cazi la picioarele Lui sau să zici, n-am nevoie de tine, răstignește-L. Ioan își începe așa Evanghelia după ce prezintă pe Hristos în toată slava Lui. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup, Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit plin de har și de adevăr printre noi. Spune, El a venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Întrebarea fără de care nu poți pleca din fața celui de-al doilea tablou este tu, eu, ce facem cu Iisus? El este Hristosul, Dumnezeu întrupat, Creatorul Universului și răscumpărătorul tău personal. Dar versetul 12 din Ioan continuă, dar tuturor celor ce l-au primit pe El, adică celor ce cred în numele Lui, în Iisus Hristos, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. E puțin lucru? Nu, robul este slugă în casă, spune Scriptura, fiul este moștenitor. Dacă vrei ceva de la Dumnezeu, trebuie să fii fiu, trebuie să fii înfiat, trebuie să fii intrat pe această poartă, ancorat de acest Iisus, crezând în El, primindu-L pe El, ca să nu mai fii străin și oaspete în casă, ci împreună cetățeni cu sfinții, om din casa lui Dumnezeu. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, ești moștenitor împreună cu Hristos și când te întorci la al treilea tablou, începi să te minunezi de darurile, de binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit în Hristos Iisus, în locurile cerești, pentru tine. Dragii mei, după ce ai umblat despuiat de slavă, gol, sătul până în gât de surogate și perle false, de măștile pe care le porți, fardurile care îți curg pe față și nu poți ascunde realitatea în ultimă instanță când te lași cât de cât cunoscut de cei din jurul tău, în sfârșit ai început să guști apa curată, să te umpli de frumusețea și binecuvântările pe care le ai în Hristos Iisus. Și în felul acesta stai în fața celui de-al treilea tablou și nu mai stai în fața lui și el în fața ta, ci ești alături de el, bucuros să te umpli de binecuvântările lui.
Ce extraordinar este că atunci când începi să umbli alături de Hristos, constați că ți s-a rezolvat trecutul, oricât de întunecos ar fi fost el. Nu este unul între noi care se poate jubila să spună: oh, eu n-am nimic împotriva mea în ce privește trecutul meu. Nu este, dragii mei, te poți naște în 7 familii creștine, poți să te ducă la biserică de când ești, ca pe tine, da, de pe când ești, dar când te uiți în tine însuți și vezi moartea și goliciunea din tine, zici: Doamne, cum aș putea scăpa de poverile acestea? Când ai decis pentru Hristos, primul lucru pe care îl face este să rezolvă trecutul. Te adăpostești în El pentru prezentul acesta tumultuos și îți garantează viitorul. Dați-mi voie să citesc câteva texte din tabloul lui Pavel. Capitolul 2, versetul 10. Voi aveți în prezent totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea trupului faptelor firii voastre pământești. O, Doamne, de când aștept această eliberare? Dar n-am puterea să-mi răstignesc firea. Am nevoie de cineva să bate cuiele în ea, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii voastre pământești, fiind îngropați împreună cu El, alături de El, da, prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credință în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stea împotriva noastră și Lui a nimicit pironindu-L pe cruce. Capitolul 3, versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, observați, dacă ești alături de El pe drum, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi cu El în slavă. Atunci veți fi ajuns acasă. Când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Toată slava lui Dumnezeu care se manifestă prin întrupătul Său Fiu va străluci și pe fețele noastre în trupul de slavă pe care îl vom primi. Alături de Hristos îmi este rezolvat trecutul, am pace în prezent, indiferent de furtunile prin care trec, și îmi este garantat viitorul. Dar îmi pare rău să vă spun, călătoria nu s-a sfârșit. Pentru că atâta vreme cât stai în fața celui de-al treilea tablou, ești un Doamne dăm și un Doamne fă-mi. Sunt lucruri pe care nu le-ai putut face pentru tine, Hristos a trebuit să le facă pentru fiecare dintre noi. Și El, dragii mei, dă cu plăcere împărăția aleșilor Săi, cu tot ce ține împărăția, sau ce ține de împărăția Lui, o dă cu plăcere. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu-i dă nici lui, nici ție Duhul cu măsura. Dacă te deschizi pentru El, poți domni în viață împreună cu Hristos. Dar în momentul în care începi să te bucuri de tot ce primești în Hristos, nu crezi că s-ar cuveni să schimbi paradigma, să te muți în fața ultimului tablou? Cine este Cel care te binecuvintează? Nu cumva este Domnul și Stăpânul vieții tale? Dragii mei, dacă rămâi în tabloul al treilea, ai crezut în groapa idolatriei, din care mulți creștini în zilele noastre nu pot ieși. Și umblă doar după ceea ce le dă Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu nu le mai dă, aruncă cu țărână spre cer. Răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, dacă nu-ți împlinește planurile și dorințele. Vreau să vă spun, nu El a fost creat pentru slava noastră și noi pentru slava Lui. Cu alte cuvinte, nu crezi că s-ar cuveni să cazi la picioarele Lui, să-I spui: Doamne, destul, mi-ai dat mai mult decât meritam, ce vrei să fac?
până când nu te-ai așezat alături de El, cu gâtul în jug, ca să tragi alături de El la împlinirea voii Tatălui, la alergirea împărăției Lui, până atunci n-ai găsit drumul spre slavă. Noi pornim în procesul încreștinării noastre, acolo în primul tablou, și El nu se supără să-i pui toate întrebările care îți trec prin minte, să strici ca Saul din Tars pe drum spre Emaus, prăbușit în țărna pământului: cine ești, Doamne? Dar abia când ai ajuns în ultimul tablou și vei spune împreună cu El ce vrei să fac, abia atunci ai găsit drumul spre slavă. Dați-mi voie să las pe Pavel să pună testul înaintea noastră. Îl aveți în Galateni, capitolul 2, versetul 20, și aș putea să-l citesc împreună cu dumneavoastră. Dacă este adevărat versetul acesta pentru tine, cel puțin dacă este acolo ca un tânjet în inima ta, o dorință spre care alergi, pe care o dorești, poți pleca acasă bucuros că mergi în direcția bună. Citiți cu mine: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Este interesant că expresia noastră, și aș vrea să închei cu asta, are și o a doua parte: Hristos în voi, nădejdea slavei. M-am întrebat: Doamne, de ce nu Hristos în noi, slava? Observați, El sublimă într-un fel verbul ca să-ți întărească convingerea că ceea ce ai în Hristos va fi acolo, sigur. Nădejde în Noul Testament, elpis, nu este ca în limba română, o fi, n-o fi, ci este certitudinea lucrurilor pe care încă nu le vezi. Credința este ancorată în lucrurile acestea pe care Cuvântul lui Dumnezeu le-a adus înaintea ta. Dar pentru că este în viitor și eu merg încă pe drum, așa cum fetele au intrat pe poartă, n-au ajuns la țintă încă, niciunul dintre noi. Ascultați ce le scrie Pavel Colosenilor: și voi, care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile voastre și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți și fără prihană și fără vină. Wow! Să stau înaintea lui Dumnezeu în felul acesta. Ascultați versetul următor: negreșit dacă, un alt cuvânt mic și urât, dacă rămâneți și pe mai departe întemeiați și neclintiți în credință, în credința în Hristos, fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei. Și dacă rămâneți și pe mai departe în Hristos, neclintiți în credința în El, când se va arăta El, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Observați, textul nu spune dacă se va arăta El, spune când se va arăta El. Și așa cum Hristos în noi este nădejdea slavei, arătarea Lui este și slava noastră. Pentru că atunci când Îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Fagurele sufletului nostru se va umple cu dulceața slavei lui Dumnezeu, cu toate cele fațete extraordinare a ceea ce Biblia spune că înseamnă doxa sau slavă. Doamne, adă ziua aceea mai curând. Amin.